Iuhu, am revenit la petrecerea noastră de Crăciun și de Revelion. Discutăm cu Loredana Groza. Despre ce? E bine, despre ținuta pe care a purtat-o la L Style Awards și ce ne recomandă ea pentru sărbătorile de iarnă, așa ca ținută, că ea e foarte trendy. Hai să vedem. Loredana Groza știe cu siguranță să șocheze atunci când vine vorba despre ținutele ei de scenă, dar și de coafură sau machiaj, fie că își tunde părul scurt sau poartă o perucă, vedeta reușește să strălucească în lumina reflectoarelor și să inspire tinerele generații cu lucrul ei extravagant. La premiile L Style Awards, aceasta a purtat o rochie scurtă cu inserții aurii, peste care a pus o blăniță cu franjuri, iar în picioare niște cizme peste genunchi care i-au dat o aură stylish rock. Blond, Lulu și Alaia. Și lansări. Se pare că este cea mai măsură vedetă din România să ofere sfaturi despre cum ar trebui să arate ținuta de sărbători a doamnelor și a domnișoarelor încă nehotărâte. Ceva care să le facă să se simtă bine, să fie comode și în același timp sexy și bineînțeles să reziste toată noaptea, nu? Să nu fie ceva prea fragil. Ca să înțelegem mai bine stilul vestimentar al Loredanei Groza, am rugat-o să-l descrie într-un singur cuvânt. Flamboyant. Așadar, trebuie să purtăm de Crăciun sau de Revelion o ținută nu foarte fragilă ca să reziste toată noaptea. Ce înțelege un bărbat din treaba asta, Tibi? Știu exact, pijamale. Pijamale. Oh, da. Ei, la o petrecere fancy nu purtăm. Anul acesta boicotez Revelionul pentru că mi se pare prea mainstream și o să ard la modul hipsteresc și o să stau acasă și o să-l ignor. În pijamale. Oleu. Nu există nimic mai comod. Era piesa aia de la Bruno Mars, nu? Cu Today I don't feel like doing it. Exact. Nu fac nimic. Dar avem și varianta română. Mi se pare supraapreciat, da? Revelionul, no. Și pot să fac exact aceeași petrecere câteva săptămâni mai târziu, de două ori mai faină, cu aceeași. Bravo, Tibi. De ce nu? Ești place. Un grinch al Revelionului. O să un grinch în general. Mersi. No. Păi iau ca pe un compliment, că mă ajută. Meseria mea să e să fiu un grinch. Deci mai puțin verde. În sfârșit, a fost ok ținuta ei de pe la L Awards. Superbă, foarte mult mi-a plăcut. Cizme, capă sau nu știu cum să o denumim, acea haină, superbă, absolut superbă. Mie foarte mult mi-a plăcut, nu am ce spune. Da, e așa trebuie să-i spui când îi faci o poză. Cizme! Și tu ai cizme, nu? Peste da, cizme peste genunchi, sunt foarte in sezonul acesta, se poartă, deci... Dați năval în magazin și... Da, foarte frumos. Și uite, o idee de transparență în care așa da. Pentru că are acea broderie plină deasupra, care într-adevăr umple un pic tot spațiul și arată foarte bine. Iar franjurii aceia aurii sunt... E o cascadă aurie. E superbă. Și părul îi stă foarte bine, părul, care e o perucă practic, acum mai nou că am văzut că... Da, schimbă multe peruci. E superbă. Și machiajul, tot. E foarte distractiv să o privești mai nou pe Loredana, pentru că vine de fiecare dată cu ceva nou și vine cu o ținută wow. Așa foarte este. Bine. Haideți să mergem atunci la Jojo, care a avut și o ținută interesantă, all white, dar cu o blăniță gri deasupra, primită probabil de la sponsorul principal al evenimentului L Style Awards 2013. Să vedem ce ne recomandă pentru sărbători. Se pare că noua relație în care este implicată Jojo îi priește de minune vedetei. Actrița a avut o apariție extrem de diafană și fresh la premiile L Style Awards, mizând pe o salopetă albă semnată Maria Marinescu și o haină de blană gri pais, accesorizate cu pantofi de aceeași culoare și un claci alb. Noi suntem curioși cum și-a ales ținuta și cum de reușește să-i fie fidelă mereu aceluiași designer. Mi se pare foarte potrivită pentru seara aceasta și mă reprezintă foarte mult. Și creațiile Mariei Marinescu, de fiecare dată le port cu plăcere și nu numai eu. Se vede cu ochiul liber că stilul vestimentar al vedetei a evoluat foarte mult în ultimii ani, iar criteriul după care își construiește ținutele este simplitatea. Acest sfat îl recomandă și fetelor care vor să-și aleagă hainele pentru Crăciun și Revelion. Nu se aleagă neapărat ceva foarte extravagant. Uneori, uite, vorbim despre această salopetă care e foarte simplu creată, foarte curată, foarte frumoasă. Uneori ceva simplu e accesorizat, corect, e mult mai interesant din punctul meu de vedere decât o ținută foarte complicată. Eu și îmbrăca o rochie în funcție de Revelion. Așadar, se poartă albul de sărbători sau nu?
până la urmă. Este corect alegerea? Este de sezon. Este de foarte sezon? De sezon, pentru că se și cânta în melodia May all your Christmases be white, Crăciunul să fie alb, și este ca și Crăciunul într-o zonă industrială. Este zăpadă albă, dar după câteva zile este gri deasupra. Deci și... nici să nu mi-amintești. Bine punctat. Dar important e măcar să avem zăpadă. Da, exact. Ar fi frumos să avem ceva zăpadă de Crăciun, însă... Despre Jojo, nu e bine cum s-a îmbrăcat, nu-i vine bine salopeta. Ce nu e bine? Are foarte multe... Și nu e hormonul de vină, stați că vin argumentele. Nu e hormonul de vină de această dată. Are foarte multe tăieturi pe orizontală, ea e minionă, nu avantajează tăietura aceasta de pantalon, pantalonul drept e prea scurt. Da, exact. E cu talie înaltă și e un pantalon 3 sfert, ceea ce ar fi trebuit să aibă grijă, pentru că nu este nici foarte mulat, ar trebui să fie oriceva super skinny ca să fie, exact. Să-i alungească piciorul. Așa, din păcate, arată ca și cum și-ar fi tras pijamaluța și ar fi ieșit din casă. Nu era salopeta, nu e bine proporționată pentru ea și nu îi vine bine pe corpul ei, dar salopeta în sine este o salopetuță frumoasă. Da, e așa o nuanță soft. Mie mi se pare că dă un pic spre ivoar, așa o idee, sau poate spre un roz foarte pal. E o salopetă romantică și combinația în care au folosit-o îmi place, dar nu-mi place cum vine pe ea. Da, e o salopetă foarte frumoasă. Din păcate, are pe ea mai multe tăieturi decât Bianca Drăgușanu, ceea ce nu... Pe asta n-am văzut. Nu te-ai văzut, dar ține. Și apropo de tăieturi, de fizionomia îi vreau să te întreb. Machiajul a fost bine pus pe... Da, chip? Are un machiaj frumos, bine, corect făcut, frumos făcut, îi vine foarte bine. Însă... Și-a făcut ceva la buze, se vede asta și știm de mult și... E păcat, pentru că e frumoasă de la natură, nu trebuia să-și facă, să intervină chiar la buze. Da, Ane, cu cine seamănă acum la față? Sincer? Sincer. Eu am zis că mi se pare că seamănă cu Andreea Marinci la expresia feței când se mișcă, cum vorbește, face un pic așa, nu e așa? Mi se pare că dă un pic spre Andreea Marinci. Și nu e tocmai un compliment când zici asta. Da. Ești cel mai rău lucru, da? Ești cel mai rău lucru, da. E undeva între Andreea Marinci și Grinciul care a furat Crăciunul. Aoleu! Hai să o lăsăm atunci pe Jojo și să mergem la Camelia Șucu, care a mers într-un sacoș și un pantalon foarte elegant la Elle Style Awards 2013. Pe lângă performanțele din domeniul afacerilor, Camelia Șucu mai este admirată pentru stilul ei vestimentar extrem de chic. Este o femeie mereu elegantă, care a învățat de-a lungul muncii sale în domeniul designului de interior cum să combine texturile și culorile între ele. Iată că la un eveniment cu ștaif, Camelia a purtat un costum de piesă alb-negru, iar de desubt a mizat pe o bustieră extrem de sexy. Am ales o ținută care să respecte dress code-ul pentru această frumoasă sărbătoare. Este el. Este un sacou balmen cu un pantalon gen tuxedo de la un alt brand, Jason View, și accesorizat. Aveți niște accesorii absolut superbe, un clutch extraordinar. De cine? Chanel. Iar ca să păstrăm aceeași eleganță, Camelia Șucu ne recomandă o ținută asemănătoare și pentru petrecerile de sfârșit de an. Un tuxedo, chiar dacă este la prima impresie poți considera că este o ținută mai nefeminină, din contră, eu consider că dacă cu un machiaj frumos și potrivit cu o coafură feminină, un tuxedo poate fi o ținută foarte, foarte stylish pentru petrecerea dintre ani. Cât despre culorile pe care trebuie să le purtăm în acest sezon, Camelia este cea mai în măsură să ne lumineze. Albastru a fost o culoare care a plăcut și am văzut-o foarte, foarte mult. Am văzut că albul este din ce în ce mai accesat de multe branduri și nu numai pentru anul care se va încheia, ci și pentru anul viitor. În general, eu spun că tendințele și culorile propuse de diversi designeri în tendințele respective sunt foarte bune. Dar cea mai bună culoare este aia care ți se potrivește ție. Da. Ele
eleganța în picioare, dacă vreți, și probabil că veți spune, da, are branduri, are bani, dar are și stil și gust. Are foarte mult stil, foarte mult bun gust, mie îmi place, o admir de foarte mult timp. E absolut superbă, știe cum să se îmbrace, ce să pună pe ea ca să-i vină bine și sunt convinsă că și dacă nu ar avea atâția bani și nu ar putea să investească în astfel de piese, tot ar arăta extraordinar pentru că știe. Știe ce înseamnă stilul, ce e bunul gust și... Știe și are atenția la detalii, exact. Ce tot spun, atenția la Contează. Detalii. Am văzut aici prim plan, de la pedicură, la... Niciun fir nu a stat unde nu trebuie, tot frumos. Așa trebuie să ne prezentăm la un eveniment de talia respectivă. E un eveniment de fashion, e clar că o să te caute paparații până în pânzele albe, te pozează din toate unghiurile, trebuie să ai grijă, să fii impecabilă 360. Și asta a făcut Camelia, așa că felicitări. Da, până în pânzele albe, pentru că era sacoul alb, da. Și mi se pare foarte interesant să fii sexy și feminină în haine bărbătești. Nu este ușor și nu este accesibil pentru oricine, de aceea, după cum ai spus, eleganța în picioare și eleganța în spinare și eleganța peste tot. Da, și am văzut că e puțin mai sexy decât de obicei, nu? Da, a purtat o bustieră pe sub acel sacou, foarte, foarte frumos. Foarte îndrăzneață, exact. Da, cu bun gust făcut, așa, da. Deci se poate și puțin bine. Sexy, dacă știți unde să puneți acea parte. Și atitudinea și tot... A optat pentru ceva mai androgin, un stil androgin și vine foarte bine de la păr, machiaj, super. TV râde că știe undeva. A, androgin sună cunoscut numele acesta, nu știu acum de unde, dar poate ne aducem aminte. Bine, dragilor, vreau să vă propun să vedem o lansare de un super centru de frumusețe care a avut loc zilele trecute în Cluj. Cum a fost acolo și cine a fost prezent, vedeți chiar acum. Zilele trecute a avut loc lansarea primei Academii de Frumusețe din Cluj. Cei mai buni specialiști din domeniul esteticii și-au dat întâlnire într-un cadru festiv, presărat cu muzică live, dar și cu multă șampanie. Proiectul este unul ambițios și se dorește a fi mai mult decât un salon de înfrumusețare. Practic, Academia înturnește atât servicii de beauty cât și cursuri de specialitate în domeniul esteticii, iar ca și noutate, clientele vor putea să-și achiziționeze și haine de la designer consacrați. Este atât salon de frumusețe pentru doamne, domnișoare care doresc să se înfrumusețeze, cât și Academie de Estetică, unde cei care doresc să se inițieze în domeniu pot să se inițieze, cei care doresc să se specializeze și lucrează deja în domeniu pot, iar pentru cei care doresc să cunoască mai multe despre domeniul esteticii, indiferent cine, bărba, femeie, de pe stradă, de oriunde, din colțurile lumii, în acest proiect vom iniția, începând din ianuarie, o serie de ateliere de creație, de modă și stil, pentru cei care vor să învețe ce înseamnă dress code și așa mai departe, de make-up, cum te machiezi singură, trucuri rapide de make-up, de coafor. Și asta pentru că în acest proiect, Academia de Estetică înseamnă cursuri de coafor, cursuri de make-up, cursuri de cosmetică, manicură, pedicură, vor fi unghii tehnice și totodată vor fi seminarii de modă și stil de fashion. Pentru că în parteneriat cu Universitatea UAD, noi avem în acest proiect un pret-a-porter magazin cu expoziție și cu vânzare, în care o parte foarte mare din designerii acestui oraș și nu numai, absolvenți de UAD, și mai vechi, cu nume internaționale, fără, și mai noi, și-au adus în acest concept outfit-uri pe care să le propună clientelor noastre. Este foarte important ca noi să mergem în sinergie cu partea de fashion. O sinergie perfectă într-o academie cu stil. Da, vă invit să facem o scurtă pauză. Așa, avem nevoie de o scurtă pauză pentru că calmăm. Suntem foarte distrați, foarte bine dispuși, așa că... Da. Deci, luăm o scurtă pauză, așa am anunțat publicitatea și vom reveni cu un super cadou pentru voi. Va merge spre unul sau una dintre cei care au dat like unei poze minunate unde se aflau pantofii de firmă și pe care Ane i-a promovat foarte mult în această perioadă și i-a dat pe Facebook. Da. Și trebuie să aveți neapărat de Crăciun și de Revelion în picioare. Vedem cine câștigă după publicitate. Nu plecați, mai este foarte puțin și vom vedea cine este marele câștigător al pantofilor Cristian Lobutan, dar și cum arătau vedetele emisiunii Celebrity în copilărie.